Astăzi ne-am adunat toți aici pentru a ține un minut de reculegere pentru martirii Holocaustului. În perioada de 24-31 ianuarie, la noi în instituția se va petrece o mulțime de activități pentru comemorarea victimelor din celul de-al doilea război mondial. Ce este Holocaust? Holocaust, termen utilizat pentru a descrie uciderea aproximativ 6 milioane de oameni. Iudei, rom, polonezi, de toate vârstele, în timpul celor de-al doilea război mondial. Programul de exterminare a fost plănuit și executat de regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler și de colaboratorii acestuia. Între victime s-au numărat 1,5 milioane de copii. Prima lumânare este pentru fetele care au murit în camerele de cazare. A doua lumânare este pentru băieții care au murit în camerele de cazare. A treia lumânare este pentru mamele ce au vrut să-și apere copiii. A patra lumânare este pentru tații ce au vrut să-și apere copiii. A cincea lumânare este pentru bărbații și femeii evrei care au murit pe front. A șasea lumânare este pentru bunicii copiilor care au murit în camere de gazare. Iar a șaptea lumânare este pentru oamenii din toate credințele.